Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la cartea Apostolului Matei, capitolul 2. Voi citi de la versetul 9 la 11. Matei, capitolul 2, de la versetul 9 la 11. Să ascultăm cuvântul Domnului. După ce au ascultat pe împăratul Irod, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră înrăsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Amin. Suntem, prin harul Domnului, din nou în această atmosferă de sărbătoare a nașterii Mântuitorului, Mântuitorul Iisus Hristos. Cel mai mare eveniment care s-a petrecut sub ceruri, urmat apoi de al doilea, care e fundamentul credinței creștine, moartea și învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. Fără aceste două evenimente, omenirea ar fi încă în întuneric, ar fi nemântuită. Cunoaștem această istorie. Datorită concluziei din versetul 11, creștinismul de pretutindeni are această tradiție că trei magi au venit să aducă daruri lui Iisus, datorită faptului că au adus aur, tămâie și smirnă. Adevărul adevărat este că nu știm câți au fost, însă presupunerile noastre trebuie să fie că au fost mai mulți. Magii, magoi, maghii în greacă, erau, frați și surori, doamnelor și domnilor, forma de conducere a Imperiului Persan. Imperiul Persan, pe lângă împărat, avea un consiliu suprem care coordona pe împărat. Și acest consiliu era format din 7 magii, 7 înțelepți, care spuneau împăratului ce timpuri trăiește, ce vremuri îl așteaptă și ce fel de pregătire în vederea apărării Imperiului, în vederea apărării personale, trebuie să ia împăratul. Nu erau oameni de rând, erau oameni foarte educați, educați în științe politice, educați în astronomie și astrologie, educați în matematică, educați în fizică. Erau oameni educați în relații externe. Pentru că, spre deosebire de mulți despoți contemporani nouă, cum era Cizmarul din Scornicești, Ceaușescu, s-a înconjurat de oameni care aveau 4 clase și era șeful securității României. Nu e nicio mirare, nu? Nu așa erau magii. Deci putem să concludem că este posibil ca acest consiliu suprem al Imperiului Persan, care acum era un imperiu mic, era un regat mic, fusese desființat de Alexandru Macedon, înțelegând timpurile, înțelegând măreția timpului, înțelegând că s-a născut un împărat, au venit să aducă omagiul lor și al Imperiului pe care îl reprezentau. Majoritatea teologilor, majoritatea cercetătorilor Sfintelor Scripturi folosesc această expresie din răsărit ca referindu-se la Irak și Persia, pentru că așa spune Scriptura. Au venit să se închine. Și când au venit să se închine, să aducă omagiul lor, cu siguranță că i-au venit cu un alai foarte mare.
Pentru că a traversat deșertul din Orientul Mijlociu 900 de mile pe jos, cu cămile, cu căruțe, și să aduci cu tine aur, tămâie și smirnă, erau cele mai prețioase bunuri ale timpului, mai scumpe, mai valoroase. Nu poți veni de unul singur. Ca și în vremea de astăzi, lumea era plină de hoți, de bandiți, de pirați. Și de aceea, grupul acesta de înțelepți, cu siguranță că au venit cu un alai mare. Au avut armată pe lângă ei ca să-i păzească, au putut să-și permită să aibă bani să suporte o armată, au avut cămile, au avut cară și bineînțeles că prezența lor în număr mare a pus pe Irod și Ierusalimul la cumpănă, de s-au tulburat, pentru că au înțeles că este o delegație regală și caută un rege. Oricum Irod nu era de origine iudaică, fiind edomit sau idumeu, cum le se spunea în ultima vreme, un uzurpator, un criminal, și-a omorât soțiile, parte din ele, și-a omorât fiii ca să nu ajungă împărați. Sigur că Irod a intrat în panică pentru că se temea că își va pierde împărăția. Cuvântul Domnului însă ne spune că atunci când Iisus Hristos a născut, nu numai lumea înțeleaptă a fost pusă în mișcare, și așa cum v-am spus și altă dată, e posibil că magii aceștia, înțelepții aceștia, aveau cunoștințe vaste, nu numai de astronomie, aveau cunoștințe vaste profetice. Asta știți bine, țineți minte din istoria biblică că atunci când Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego au fost duși în robia babiloniană, ei au fost pus în rândul înțelepților împăratului Nebucadnețar și este Daniel cel căruia i s-a dat în grijă să coordoneze școala ghicitorilor și astrologilor lui Nebucadnețar. Însă cum aceștia erau niște neputincioși mentali și intelectuali, de aceea le-a scăpat viața Daniel tălmăcind visului Nebucadnețar, fiți siguri că Daniel, care nu s-a întinat cu mâncărurile împăratului, a transformat școala aceasta de ghicitori într-o școală de proroci, de oameni care să înțeleagă ce scrie Scripturile și au înțeles ce scrie Balaam. Îl văd, dar nu acum. Îl văd, dar nu de aproape. O steară sare din Iacob și un toiac de cârmuire se ridică în Israel. Aceasta era profeția. Și Daniel a explicat această profeție. Pentru că Daniel era un om preocupat de carte, preocupat de Biblie. Tocmai de aceea, când au trecut 70 de ani de robie, Daniel a deschis cartea, căutat în cartea profetului Ieremia și a zis, este scris că 70 de ani stăm aici. S-a dus la împăratul și a spus, ei, timp de plecare, poporul meu trebuie să plece. Și-au plecat. Pentru că totul se face după carte, după cartea lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Înțelepții, cerul este pus în mișcare când se naște Iisus Hristos. Potrivit datelor astronomice de care dispunem astăzi, este foarte posibil că la nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, alinierea stelelor pe cer, a planetelor, a constelațiilor, a galaxiilor a fost într-o conjunctură specială în vremea aceea. Se vorbește despre o cometă care s-a arătat aproape 6 luni de zile și unii spun că aceasta ar fi fost steaua, alții spun că steaua aceasta ar fi fost o aliniere a planetelor, cel puțin 5 planete s-au aliniat una după cealaltă și în felul acesta s-au văzut ca o stea foarte luminoasă și lucrul acesta s-a întâmplat de 2 ori în perioada în care se naște Mântuitorul Iisus Hristos. Eu, ca păstor al dumneavoastră, vreau să vă spun ce cred. Eu cred că o conjunctură specială a fost pe cer când s-a născut Iisus Hristos. E posibil să se fie aliniat planetele, e posibil să fie fost comete, dar eu cred că steaua aceea care s-a văzut pe cer n-a fost o stea obișnuită. Pentru că după mine este o stea inteligentă, este o stea înțeleaptă, este o stea care spune, merge înaintea lor, se oprește, iară merge,
se oprește deasupra locului unde este pruncul. Nici o stea nu se oprește deasupra unui loc, pentru că fratele Trifan este din Brisbane, Australia. Dacă se uită la steaua nordului, zice, e deasupra Brisbane-ului, dar dacă noi ne uităm de aici, din Anaheim, e deasupra noastră. Așa se văd stelele din cosmos. Însă steaua aceasta, când s-a oprit, s-a oprit exact deasupra locului unde era Iisus Hristos. Și aceasta mie îmi spune că este o stea inteligentă. Și poate să fie una, să fie una din două lucruri. Unu, poate să fie un înger puternic al lui Dumnezeu, care în Sfânta Scriptură deseori sunt prezentați ca stele, îngerii, și au o luminozitate extraordinară. Nu orice înger îl reprezintă pe Dumnezeu. Trebuie să fie un înger cu poziție înaltă. De aceea știe unde să se oprească, știe unde să se ducă, știe unde este locul nașterii. Sau, doi, steaua aceasta poate să fie manifestarea gloriei lui Dumnezeu. Pentru că în Biblie este scris negru pe alb, Psalmul 50, Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge, ce merge? Un foc. Un foc. Este șechina, gloria care îl însoțește pe Dumnezeu. Și această glorie, șechina, acest foc a fost văzut de Israel timp de 40 de ani în pustie, când noaptea era un stâlp de foc și călătorea înaintea lor. Și numai când se mișca stâlpul acesta, Israel știa unde să se ducă și unde să se oprească. Aceasta este gloria Domnului, puterea lui Dumnezeu. Și de aceea vă invit, puneți la inimă un astfel de concept despre steaua aceasta a Betleemului, a nașterii Mântuitorului. În seara aceasta vă invit să urmărim împreună un mesaj pe care l-am intitulat Privind la steaua lui Iisus. Privind la steaua lui Iisus. Și vom vedea trei lucruri. În primul rând, privește la steaua lui cu smerenie. Privește la steaua lui cu smerenie. De ce? Pentru că este în înțelepciunea lui Dumnezeu să smerească înțelepciunea omenească. Cuvântul Domnului despre acest Hristos glorios pe care îl sărbătorim, noi nu numai la nașterea Lui, la Crăciun îl sărbătorim, trebuie să îl sărbătorim și cred că îl sărbătorim în fiecare zi. În fiecare zi. Pentru că El este rațiunea pentru care trăim. El este rațiunea pentru care ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Uitați ce spune despre El. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Citesc din 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 27 la 30. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe să smerească înțelepciunea omenească și de aceea am zis, la steaua aceasta a Betleemului, la gloria aceasta a Betleemului, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie privit cu smerenie. Și am să vă spun de ce. Uitați-vă, în același text din Matei, capitolul 2, versetul 3 la 6. Și auziți, am să vă citesc. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, că s-a născut un împărat, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Na, fiți atenți acum. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și au căutat să afle de la ei unde trebuie să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin profetul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetene care va fi păstorul poporului meu Israel. Și ce au făcut preoții mai departe, cărturarii? Ce au făcut? Nothing, nimic. Nimic. Și de aceea am zis, trebuie să privim la stea cu smerenie, pentru că Dumnezeu are această abilitate și putere ca să smerească înțelepciunea omenească. Și ce vreau să vă spun este următorul lucru. Când Dumnezeu nu are un proroc,
care să-i prezinte cuvântul. Când Dumnezeu nu are un preot care să-i prezinte cuvântul. Când Dumnezeu nu are un slujitor care să-i prezinte cuvântul. Atunci Dumnezeu are un măgar care să vorbească pentru el. Dumnezeu are un cocoș care să vorbească pentru el, ca în cazul lui Petru. Dumnezeu are o piatră care să vorbească pentru el, ca în vremea lui Iosua. Ce însemnează pietrele acestea? Pietrele acestea însemnează că o să vorbească generațiile următoare, că Dumnezeu ne-a scos din Egipt cu mare putere. A despicat marea înaintea noastră și a oprit Iordanul înaintea noastră. Când Dumnezeu nu are cine să-L reprezinte, să meargă să vorbească în numele Lui, are o stea. Are un braț de lână, ca în cazul lui Gedeon. Și lucrul acesta este umilitor. Nu este așa? Lucrul acesta este umilitor. Dar, Dumnezeu are și o stea. Și pentru că în Sfânta Scriptură, cum am spus, steaua îi reprezintă și pe îngeri, și pentru că în Sfânta Scriptură steaua este folosită ca un element de comparație pentru oameni, de exemplu spune, cei ce învață pe alții să trăiască în neprihănire vor străluci ca stelele. Va fi o zi și ziua aceasta nu se va mai sfârși niciodată. Când cei ce s-au ridicat pentru Domnul, dar cu frică de Domnul, dar cu respect pentru Domnul, dar cu dragoste pentru Domnul, dar să-L prezinte pe Domnul, când cei ce au învățat poporul lui Dumnezeu să umble în neprihănire, să iubească pe acest Domn, să-L iubească pe Iisus Hristos, să-L vadă că e cel mai frumos dintre oameni, să nu-L compare cu liderii religiei lumii, să vadă că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Aceștia vor străluci pentru eternitate, vor fi stelele cu care va fi împodobit Raiul lui Dumnezeu. Întrebarea mea este aceasta. Vreau eu și vrei tu să fii starul lui Dumnezeu? Steaua lui Dumnezeu? Vrei lucrul acesta? Să fii steaua lui Dumnezeu? Dacă vrei să fii steaua lui Dumnezeu, două lucruri trebuie să faci. Două lucruri. Primul, o stea a lui Iisus mărturisește numai pe Iisus. O stea a lui Iisus mărturisește numai pe Iisus. Uitați ce spune cu Sfânta Scriptură. Ce? I-am văzut steaua în răsărit. Ei au văzut-o din răsărit, steaua era în vest, pentru că au trebuit să vină din răsărit până în Israel, care este la vest de Persia. Dar steaua aceasta pe cine l-a prezentat? Pe cine l-a arătat? Pe Iisus. Noi am venit să-L vedem pe Iisus. Nu steaua atâta ne interesează, cât Iisus al stelei. Prea multe biserici predică astăzi o evanghelie în care nu este evanghelie. Și predică un Iisus în care nu este Iisus al Scripturii. Dar dacă eu, dar dacă tu, dar dacă noi suntem steaua lui Dumnezeu, steaua lui Iisus Hristos, starul lui, frați și surori, haidem să nu ne predicăm pe noi, haidem să nu ne arătăm talentul nostru, haidem să nu ne arătăm grozăvia noastră, haidem să-L arătăm pe Cel pe care îl reprezentăm. Sfântul Apostol Pavel spunea, n-aș vrea să se știe din partea mea între voi nimic altceva, vreo minune în care să zică ce minune a făcut Dumnezeu, ce minune a făcut Pavel, ce minune a ținut cu tare, ce predică a ținut Gog, ce cântare a făcut Coco. Nu, vreau să-L știu doar și să spun nimic din ce am făcut, Hristos a făcut. Hristos a făcut. Pentru că steaua nu se prezintă pe ea, chiar dacă are lumină, lumina nu e a ei. Niciun corp ceresc n-are care stele, n-are lumina lui, n-are lumina, luna n-are lumina ei. Luna are lumina de la soare. Și noi, chiar dacă suntem stele, stelele în principiu au lumină, soarele este o stea și are lumină, dar noi avem lumină de la o stea mai mare.
este luceafărul strălucitor de dimineață, este soarele neprihănirii, Iisus Hristos, și El ne dă lumina și lumina aceasta trebuie să-L reprezinte pe El. Când cineva cu care ai vorbit despre Hristos, când cineva la care te-ai dus ca să-L îmbărbătezi, pe care te-ai dus să-L ridici, să-L scoli din depresie, să-L îmbărbătezi în necaz, în suferință, în boală, în lipsa pe care o are, când te duci la cineva, să nu fie uimit de înțelepciunea cu care ai vorbit, de bunătatea care ai avut-o. Și aceasta este bună, trebuie remarcată, dar să fii uimit de Hristos care trăiește în tine. De Hristos care locuiește în tine. De lumina Lui, de puterea Lui. Hostia, frați și surori, doamnelor și domnilor, mărturisește numai pe Iisus. Și apoi este al doilea lucru pe care îl face. Hostia. Și aș vrea să noteze fiecare ascultător, și tânăr și bătrân. O adevărată stea care îl prezintă pe Iisus nu se oprește în locuri unde nu locuiește Iisus. Unde s-a oprit steaua aceasta? Deasupra locului unde era Iisus. Nu s-a oprit în bar, nu s-a oprit în discotecă, nu s-a oprit în casa de prostituție, nu s-a oprit în locul de ceartă, nu s-a oprit la locul de bârfă, steaua lui Hristos nu se oprește acolo. O stea lui Hristos se oprește în locul în care locuiește Hristos. Dacă sunt steaua lui Hristos, dacă sunt lumină pe pământul acesta, voi sunteți lumina lumii, așa spune Domnul Iisus Hristos, frați și surori, doamnelor și domnilor, haideți să ne oprim din drumurile noastre și să căutăm să fim în locul unde este Iisus Hristos. Pentru ca pe oameni să putem să-i aducem acolo unde este Iisus Hristos. Să nu ne arate cu degetul și să spună, nu pot veni că același întuneric care este în mine este și în tine. Aceleași obiceiuri pe care le am eu, le ai și tu. Aceleași apucături, aceeași limbă ascuțită, caustică, vulgară, pe care o am eu, o ai și tu. Nu? O stea adevărată, când privești la ea, când privești la Cel care îl reprezintă pe Iisus Hristos, nu are ce căuta în locul unde nu este Iisus Hristos. Punct. Nu numai prezență, nu are site unde nu este Iisus Hristos, la internet. Nu are carte în care nu este Iisus Hristos. Nu are revistă în care nu este Iisus Hristos. O stea a lui Dumnezeu îl are pe Dumnezeu și Dumnezeu are steaua aceea. De aceea eu nu mai sunt al meu, spune Sfântul Apostol Pavel prin Duhul Domnului, fiindcă am fost cumpărat cu un preț. Nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri? Privește la stea cu smerenie. Apoi, în al doilea rând, privește la stea cu înțelepciune. Cu înțelepciune. Magii aceștia au privit cu înțelepciune. Ce fel de înțelepciune? O înțelepciune, dacă vreți, în trei direcții distincte. Prima înțelepciune... Ei s-au uitat la stea cu o înțelepciune practică. Dom'le, am văzut steaua, știm ce scrie, a venit timpul, ne ducem și vedem. În lumea contemporană, ca întotdeauna, dar este mai mult acum pentru că ne apropiem mai mult de vremurile din urmă, oamenii vor spune, noi suntem înțelepți. Și dacă le spui că nu sunt înțelepți, te dă în tribunal că l-ai insultat. Ai insultat-o. Dacă ești înțelept, folosește-ți înțelepciunea. Dom'le, și să nu fie adevărat că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Vreau să-ți spun un lucru, înțeleptule, tot mai câștigat sunt eu care cred în El decât tine care nu crezi. Știi de ce? Pentru că am pace în inimă, am pace în casă. Am pace cu Dumnezeu, am pace cu semenii mei. Mă bucur de binecuvântările Lui și eu sunt încredințat că atunci când mă rog Lui, în Cel în care cred, El mă ascultă și mă binecuvântă. Am fost în locuința morților, am coborât până în valea umbrelor morții. Dumnezeu m-a sculat de acolo, am pace că El m-a sculat. Am avut o gaură în inimă și Dumnezeu m-a vindecat miraculos. Biserica este martoră, știu că Dumnezeu m-a vindecat. Pentru că atunci când medicii m-au trezit ca să nu mă mai opereze, au spus, Dr. Gog, we are confused.
S-a uitat să vadă cât de mare gaură în inimă pe care este pe trei CD-uri de la MRI. Și când m-am trezit și eu, pentru că era mai confuz decât ei fiind amețit, am zis, de ce sunteți confuși? Păi uite aici, pe aceste trei CD-uri, este gaură în inima ta. Uite acum ce am făcut astăzi, nu mai e nicio gaură în inimă. Ce s-a întâmplat? Am zis, știu ce s-a întâmplat. M-a vindecat Domnul Iisus Hristos. Erau trei medici. Unul dintre ei era budist, era un indian. S-a uitat la mine și a zis, Dr. Gog, it must be God. It must be God. It must be God. Yes, I believe in him. Eu cred în el. Eu cred în el. Fii înțelept, dacă tot ești înțelept, cercetează. C.S. Lewis a fost pomenit dimineața, mare profesor universitar la Oxford, unul dintre cei mai mari filozofi ai tuturor timpurilor. A cercetat, l-a găsit pe Dumnezeu. L-a găsit pe Dumnezeu. Un om înțelept când caută, găsește. Știi cine nu găsește? Nu vreau să insult pe nimeni. Nebunii nu găsesc. Nebunii nu găsesc. Aceia care țin la gloria lor și la mândria lor mai mult decât la eternitatea lor. Și sunt atâția oameni care țin la mândria lor care este temporară. Vedeți dumneavoastră, lumea aceasta se mișcă. Astăzi ești mare și puternic în straturile lumii, în straturile societății. Și mâine se schimbă Domnul, ca și cum spune despre Israel de pe timpul lui Iosef. Zice, dar faraon care l-a cunoscut pe Iosef, ce a făcut? Ce a făcut? A murit! Și s-a ridicat un alt faraon. Domnule înțelept, faraonul tău moare mâine și te schimbă din poziție. Și ai făcut? Caută-L pe Domnul și vei vedea că El este nu o teorie, El este o realitate, este o persoană reală cu care poți să ai relații personale. Va fi bucuria ta, va fi mângâierea ta, va fi înțelepciunea ta reală. Privește la stea cu înțelepciune. Uită-te la cei ce-L privesc pe Dumnezeu, nu cu dispreț. Este modern în societatea contemporană să disprețuim, să fie disprețuit cei ce cred. Sunt extremiști de dreapta, nicio problemă, fii extremist de dreapta, dar stai la dreapta lui Dumnezeu. Acum e cel mai bine unde poți să stai. La dreapta Lui, pentru că n-aș vrea să stai la stânga. Vă ajuns aminte, v-am spus lucrul acesta. Prima dată când m-a mișcat Dumnezeu, pe mine, aveam 9 ani de zile. Atunci m-a mișcat Dumnezeu. Și de atunci mi-a pus în inimă dragoste pentru cuvântul Domnului și dragoste pentru învățătura despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. La 9 ani de zile am citit toată Biblia din scorță în scorță. M-am îndrăgostit de cuvântul Dumnezeu. Dar îmi plăcea foarte mult învățătura despre a doua venire a Domnului. Predica tata și mă bucuram când auzam pe tata și pe bătrânii bisericii. Și într-o noapte am visat un vis. Se făcea că a venit a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Așa cum am auzit eu din Biblie și cum am citit. Spune că puterile cerului vor fi clătinate. Am văzut că s-a clătinat cerul și au căzut stelele pe pământ. Ei peste tot erau explozii, vulcanii explodau, apele mărilor se ridicau peste pământ, cu tremure de pământ, casele cădeau, oamenii fugeau de groază. Așa era în visul meu. Și am început să fug și eu, speriat că vine Domnul Iisus Hristos. Și după ce a trecut perioada aceasta de groază, în visul meu am văzut o pajiște întinsă, un câmp întins, neted, frumos. Și pe câmpul acesta erau două șiruri de oameni. Două șiruri de oameni. În capul acestui șir imens, imens de oameni, era Dumnezeu. Era un bătrân, așa cum știam eu, un îmbătrânit de zile, cu o manta albă lungă, cu un păr alb lung peste umeri, dar stătea cu spatele spre aceste două grupuri. Și cineva a zis, asta este ziua judecății. M-am uitat bine și am văzut că eu eram la stânga lui Dumnezeu, nu eram la dreapta. Să știam că la stânga sunt caprele. Așa scrie în Biblie. Și a intrat o frică puternică în mine și nu știam de ce sunt eu la stânga. Aveam 9 ani. Dar știți, românii sunt tare descurcăreți. Foarte descurcăreți. Ei și în Biblie se descurcă.
Pentru că Domnul stătea cu spatele spre mulțimea aceasta, spre cele două rânduri, eu imediat am trecut din partea stângă în partea dreaptă. Așa mi-a văzut visul meu. Și când am trecut în partea dreaptă, frașii și surori, doamnă și domnilor, în visul meu sau vedenie, nu știu ce a fost, l-am auzit pe Domnul vorbind, un bas mai profund decât al meu. Și mi-a zis așa, pe nume, Lazare, de ce ai trecut în partea dreaptă? Tu crezi că eu, dacă sunt cu spatele spre tine, nu te văd? Să știi că te văd, pentru că eu văd toate lucrurile. Ține minte de aici încolo, Lazare. Orice pas al tău va fi măsurat de mine și voi vedea unde calci, de aceea calcă cu înțelepciune. Și m-am trezit. Și așa este. Dumnezeu îți vede și îmi vede toți pașii. Te vede și mă cunoaște la orice pas. O stea lui Dumnezeu nu se oprește unde nu locuiește Iisus Hristos. Să avem grijă de pașii noștri. Al doilea lucru pe care îl face o stea, frați și surori, doamnelor și domnilor, este că nu numai... Nu, ne vorbim de magi. Al doilea lucru pe care îl fac magii, înțelepții, deci nu numai că, ei caută cu înțelepciune, ei sunt perseverenți în căutarea lor. Perseverenți în căutarea lor. 900 de mile pe jos, sau cămilă. Nu este simplu. Dar nu numai atâta, că faci drumul lung, dar te duci la curtea împăratului, care ar trebui să știe. Dacă nu știe el, spionii lui știu, că orice împărăție are spioni. Serviciu de inteligență, de spionaj, nu mai au schimbat numele, spune inteligență. Unde s-a născut împăratul? Împărat? Împărat? În împărăția mea? Cum? Pacea mea să fie tulburată de o predică? Trăirea mea să fie tulburată de un profet? Drumurile mele să fie tulburate de un părinte pocăit? Planurile mele să fie tulburate de un tânăr care a părăsit stilul de viață pe care l-avea împreună cu mine și s-a întors la Hristos? S-au izbit de ignoranță. Dar au mers mai departe. Au venit preoții. O ignoranță totală în sensul unei comodități absolute. Unde trebuie să se nască împăratul? În Betleem. Și voi nu mergeți să vedeți. Nu că astăzi avem Christmas party. Ei? Nu ajungem la casa Domnului, că prea multe servicii divine. Nu ajungem la rugăciune, că... Mă scuzați, surorile, ni se arde rântașul. Nu ajungem la repetiție pentru că nu ne-am făcut cumpărăturile de Crăciun. Comoditate. Dar am vrea să-L vedem pe împăratul. Am vrea să beneficiem de binecuvântările Lui. Am vrea să beneficiem de protecția Lui, de autoritatea Lui, de favorurile Lui. Frați și surori, când privești cu înțelepciune ca și acești magi, nu numai că umbli cu înțelepciune, dar ești perseverent în căutare. Dacă stelele care te-au îndrumat până acum nu te-au dus în locul unde este Iisus Hristos, tot va fi o stea care să te ducă la Iisus. Tot va fi o stea. Pentru că Dumnezeu în orice generație are cine să mărturisească despre El. Să nu credem noi că în generația noastră nu sunt oameni. În biserica aceasta mărturisim un Hristos viu.
Și noi nu credem în nașterea lui, nu credem în Crăciun, nu credem în descrierea biblică ca un bazm, ca o religie. Noi credem că acesta este cuvântul real al lui Dumnezeu și avem de a face cu un Dumnezeu real. Un Dumnezeu viu. Și apoi este o a treia dimensiune. Când privești cu înțelepciune, nu numai că o folosești practic și cauți, nu numai că ești perseverent. Un om înțelept nu rămâne afară. Un om înțelept intră în casă. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetul 11. Au intrat în casă. S-au bucurat când au văzut steaua. Dar vreau eu să vă spun ceva și cred că nu greșesc. Se bucură înțelepții când cineva le spune despre Iisus Hristos, când văd steaua. Păi mai are Dumnezeu stele și astăzi. Dar se bucură înțeleptul când găsesc adevăratul soare, pe Iisus Hristos. Pentru că asta este cea mai mare bucurie. Asta este cea mai mare bucurie. Imaginați-vă următoarea scenă despre acest Iisus glorios pe care îl celebrăm nu numai astăzi, în fiecare zi. S-au adunat romanii și au chemat plutonul de execuție. A venit acest ofițer numit centurion sau sutaș, pentru că era responsabil peste 100. Și a zis, așa îmi imaginez eu, dar nu cred că greșesc în imaginația mea. Tu ai cele mai mari dovezi. A murit acel Iisus? Sau n-a murit și l-au furat ucenici? A murit. Cum? Eu i-am străpuns costă. Până în inimă s-a dus. Eu l-am omorât. Și n-am să-mi iert aceasta niciodată. Dar cum? Eu am condus multe execuții. Mai erau doi cu el. Au blestemat pe toți romanii. Au blestemat pe Cezar. M-au blestemat pe mine, care eram călăul lor în clipa aceea. Să că m-am uitat la acesta. Și l-am auzit că se roagă și zice, Tată, iartă că nu știu ce fac. A fost imposibil să nu spun cu adevărat, acest este Fiul lui Dumnezeu. Și n-am altă mărturie decât aceasta. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. N-am altă mărturie decât să spun, n-am murit, dar am înviat din morți. Pentru că m-a schimbat și pe mine, m-a transformat și pe mine din brut aceea, din călăul acela roman. Sunt un om cu inimă acum. Sunt un om care mă uit la evrei aceștia pe care am cucerit, nu ca la cineva pe care să-i asuprim și să le luăm tot ce au. Mă uit la ei ca la frații mei, pentru care a murit Iisus Hristos. Intră în casă. Nu sta afară. Nu sta departe de împărăția lui Dumnezeu. Pentru că nu e suficient să vizitezi odată biserica la Crăciun și la Paște, dragul meu. Chiar dacă te deranjează să auzi lucrul acesta, nu e suficient. Nu e suficient să fii aproape de împărăție. Iisus Hristos a spus unui înțelept din timpul lui, tu nu ești departe de împărăție. Dar la ce te ajută? Uitați-vă numai aici, fără nicio aluzie de niciun fel social sau politic. America este o țară mare, în ciuda stării pe care o are. De ce am venit aici? Sunt vecinii noștri, Mexico. Mergeți în San Diego. Și peste gard este Mexico. Sau mergeți, dacă ați călătorit vreodată cu mașina pe autostrada numărul 10 și ați ajuns în El Paso. Autostrada numărul 10, când ajunge în El Paso, Texas, care era un pasaj de trecere în Mexic, face graniță. Este autostrada
lângă autostradă este râul Rio Grande și în stânga este El Paso american și în dreapta este El Paso mexican. În stânga unde este el, dacă mergi spre Florida, spun, dacă mergi spre East, spre răsărit, zgârie nori. Lux! El Paso, dincolo de Rio Grande, este măgarul legat în fața unei grote de în stâncă, este o capră legată lângă un lemn uscat și roade un carton. Da, asta este diferența. La ce te ajută să fii vecin cu luxul de din coace? La ce te ajută? Să te doară inima, probabil. Să te doară inima. Ei, vine o vreme, vine o zi, dragul meu. Și asta nu ca să sperii conștiința nimănui. Vine o zi când diferența aceasta se va vedea cu adevărat. Pentru că cei ce au stat numai aproape de împărăție și n-au vrut să intre în casă ca înțelepții aceștia, n-au vrut să intre în împărăția lui Dumnezeu, n-au vrut să-L primească pe Iisus Hristos și să se uite la El, nu ca Irod. Pentru că uitați care este limbajul. Limbajul vorbește foarte mult. Irod a spus cuvintele acestea. Versetul 8. Apoi a trimis în Betleem și le-a zis: ascultați limbajul. Duceți-vă și cercetați cu deamănuntul despre prunc. Despre prunc. Dragul meu, Iisus Hristos nu este numai un prunc. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos nu este numai un împărat în gura magilor. Iisus Hristos este împăratul împăraților și domnul domnilor. Și dacă tu nu vrei să vezi în el altceva decât un filozof sau un mare învățător al timpului, vreau să-ți spun, Iisus e Fiul lui Dumnezeu și rămâne Fiul lui Dumnezeu. De ce? Vine ziua diferenței. Când, ca și bogatul din pilda Mântuitorului Iisus Hristos, ți se va permite să privești în sânul lui Avraam, adică în raiul lui Dumnezeu. Și vei vedea acolo pe cel pe care l-ai respins în toată gloria lui, în toată măreția lui. Vei vedea pe cei pe care i-ai disprețuit. Sunt niște încuiați, niște extremiști de dreapta, niște țărani, niște needucați. Și la ce ți-a folosit educația? Când tu vei arde pentru totdeauna, acolo unde e plânsul și scrâșnirea dinților, la ce te va ajuta? Nu că nu e bună educația, să nu înțelegi greșit. Păstorul acesta care îți vorbește este foarte educat. E o realitate. Educația trebuie să te apropie de Dumnezeu, să te aducă în casa lui Dumnezeu și să vezi că ce-a pregătit El pentru tine, pentru eternitatea ta, nu poate fi comparat cu nimic în lume. O poveste care circulă pentru oameni este că un bogat s-a pocăit și atât a stăruit, și este povestea numai ca să înțelegem tâlcul, atât a stăruit înainte Dumnezeu că atunci când moare să-i dea voie să ducă ceva de pe pământ cu el în rai. Și a zis, într-o zi i-ar fi zis Domnul, ok, dacă asta ți este dorința, dar să nu iei bani, că acolo nu folosim bani. Nici dolari, nici euro, nici lei. Și a murit și a luat cu el un geamantan. Greu. Ar fi ajuns la poarta raiului și Pietru l-a verificat, că el e cu verificatul. Și a zis, da, aici nu poți intra cu geamantan, că aici intri cu mâinile gole. Păi eu m-am rugat și mi s-a permis să intru cu ceva de pe pământ. Păi și să vedem ce ai în geamantan. Deschis geamantanul, era plin cu lingouri de aur. Și Petru a început să râdă și a zis, păi nu ne trebuie asfalt, cu asfalt vin rai? Străzile noastre sunt asfaltate cu aur, ce să facem cu asfalt? Este alegoric, dar este realitate.
lucruri pe care le-a pregătit Domnul, spune Sfântul Apostol Pavel, care la mintea omului nu s-au suit. Adică nu poți să vorbești despre ele. De aceea în această seară, în concluzia mesajului meu, când privești la stea, când te uiți la un slujitor al lui Dumnezeu, când te uiți la un credincios, când te uiți la un pocăit, ca să folosești și termenul acesta biblic, dar peiorativ în mintea și în gândirea multor, adică batjocoritor, cum te uiți? Iar eu și cu tine, dacă suntem un star, nu al nostru, nu al bisericii, ăsta e starul bisericii, să ne ferească Domnul de starul în biserică. Dacă suntem star, stea lui Hristos, pe cine reprezentăm? Pe noi sau pe Domnul? Unde ne oprim? Acolo unde nu se oprește Domnul sau unde locuiește Domnul? Iar dacă vrem să fim înțelepți, adevărata înțelepciune va fi aceea când, uitându-ne la ceea căror viața a fost schimbată de soarele neprihănirii Iisus Hristos, să putem să spunem: și eu vreau acest soare, și eu vreau această schimbare, intru și eu în casa în care locuiește Iisus Hristos și vreau să stau și eu la poala crucii Lui, la picioarele Lui. Este un loc de smerenie, dar este un loc glorios, pentru că acolo se învață, la picioarele Lui se învață, se învață adevărată înțelepciune. Mă rog Domnului să privești la steaua lui Hristos, la Cel care îți vorbește despre pocăință, să privești la cuvântul lui Dumnezeu cu smerenie și să vezi că dacă oamenii refuză să vorbească despre El, Dumnezeu știe să smerească înțelepciunea omenească și se poate folosi de un cocoș. Privește cu înțelepciune. Privește cu înțelepciune. Și privește practic, pocăindu-te, primind pe Iisus Hristos și acceptând mântuirea Lui. Amin.